Povestea lui Harapalb de Ion Creangă. Personaje: Harapalb, craiul, tatălui Harapalb, spânul, verde împărat, roșu împărat, gerilă, flămânzilă, setilă, ochilă, păsărlăț lungilă, sfânta duminică, furnica, albina, fata lui roșu împărat. Într-o țară îndepărtată trăia un crai care avea trei feciori. Într-o zi, acesta primi o scrisoare de la fratele său, verde împărat, care îl rugă să-i trimită pe cel mai vrednic dintre nepoți pentru a-i conduce împărăția, întrucât el nu avea decât fete. Atunci craiul îi cheamă la sine pe cei trei feciori și le spuse cele cerute de unchiul lor. Atunci fiul cel mare, considerând că îi se cuvine de drept acest loc, porni la drum după cel o binecuvântare de la tatălui. La capătul unui pod însă, tatăl voi să-i testeze curajul și îi ieși în întâmpinare îmbrăcat cu piele de urs. Acesta, speriat, s-a întors îndărât. La fel s-a întâmplat și cu fiul cel mijlociu. De aceea, tatăl îi mustră pe toți, considerând că strică mâncare degeaba dacă nu sunt în stare să ducă la bun sfârșit un lucru început. Atunci fiul cel mic, mâhnit în inima lui de vorbele usturătoare ale tatălui, merge în grădină pentru a-și plânge suferința. Aici însă îi iese în întâmpinare o femeie bătrână care îi cere să o miluiască. După ce fiul de crai îi dă acesteia un ban, bătrâna își dezvăluie adevărata identitate, afirmând că este Sfânta Duminică și că, pentru inima lui bună, dar și pentru că este predestinat prin naștere să iasă victorios, îl va sfătui ce trebuie să facă. Îl îndeamnă mai întâi să ceară permisiunea de la tatăl său să ia din podul palatului armura pe care a avut-o acesta în tinerețe și pe care o îngrijește singur, după care să meargă în curtea palatului, să pună o tavă de jăratic, iar calul care se va apropia să mănânce este evrenic de a-l însoți la drum. Neștiutor, văzând că se apropie un cal bătrân și slab, îl lovește cu frâul în cap. Totuși, după a treia încercare, calul reușește să ia o gură din tava cu jăratic și se transformă pe loc într-un cal miraculos, mărturisind că el este calul din tinerețe al tatălui său. Ia apoi binecuvântare de la crai și Harapalb pornește la drum. Și pe acesta tatăl îl testează, dar, acum, fiul cel mic nu se sperie văzând ursul, ci ridică paloșul să-l lovească. Atunci tatăl își dezvăluie adevărata identitate. Îl sfătuiește să se ferească de omul spân, dar mai ales de omul roș. Îi dă pielea de urs, pentru că îi va fi trebuincioasă, îl binecuvintează și apoi tânărul pleacă mai departe. La un moment dat, în pădure, îi iese în cale un om spân, care îl întreabă dacă nu are nevoie de o slugă vrednică și credincioasă. Harapalb, știind ce sfat i-a dat tatăl său și deprins din tinerețe a asculta, refuză. Însă, văzând că nu mai reușește să iasă din pădure, căci începuse a se învârti în cerc, a treia oară, când îl întâlnește pe spân, de data aceasta sub o altă înfățișare, îl ia cu sine pentru a-i sluji. Spânul, înascuns, răstoarnă toată apa din ploscă și îl îndeamnă pe fiul de crai spre un loc unde se găsește apă limpede și rece pentru a-și potoli setea. Întâi intră spânul, după care îl cheamă și pe tânăr să facă acest lucru. Interesant este că această fântână este fără cumpănă și doar cu o scară de coborâre. Fiul cel mic intră aici fără să se gândească la ce i s-ar putea întâmpla. Atunci spânul pune capacul pe gura fântânii și îi spune acestuia că, dacă vrea să mai vadă răsăritul soarelui, să-i dezvăluie cine este și încotro se îndreaptă. Acesta, neavând ce să facă, îi spune scopul călătoriei sale. Spânul promite să le libereze doar dacă jură pe ascuțișul sabiei că din acel moment el va deveni stăpân în locul său. Facând tocmai, fiul de crai face jurământ și continuă mai departe spre casa unchiului său, în calitate de servitor, nu înainte de a primi numele de Harapalb. Când ajung la verde împărat, spânul mărturisește că el este nepotul său și, cu toate că Harapal părea mai omenos și mai aruncat în partea neamului său, verde împărat nu are ce să facă decât să-l creadă. La un moment dat, în timpul ospățului pe care împăratul a dat în cinstea sosirii nepotului său, aude vorbindu-se despre niște salate foarte gustoase și care se găsesc în grădina ursului. Atunci spânul, din dorința de a-l pierde pe Harapal, îl trimite să-i aducă aceste rarități. Sfătuit de Sfânta Duminică, reușește să aducă aceste salate, astfel că merge în pădure, toarnă somnoroasă peste fântâna unde venea zilnic ursul să se adape, iar acesta adorme pe loc. Apoi merge în grădină, culege salatele și, în momentul în care ursul se apropie,
aruncă blana de urs de la tatăl său, care o ținuse până atunci pe el. Se întoarce acasă victorios, spre uimirea lui Verde Împărat, care îi admiră curajul. La scurt timp, spânul îl trimite să-i aducă pielea cerului din pădure cu pietre prețioase. La sfatul Sfintei Duminici face o groapă lângă ea izvorul unde se adăpa cerbul și stă ascuns în ea până când cerbul adoarme. Apoi iese, taie capul acestuia și revine la ascunsătoare. Deși cerbul îl strigă, el nu iese decât la apusul soarelui când acesta își dă sufletul, căci Sfânta Duminică l-avertizase că, dacă se va uita în ochii cerbului, va muri pe loc. Nici de data aceasta spânul nu este mulțumit. Îl trimite să o aducă pe fata lui Roș Împărat să-i fie soție, despre a cărei frumusețe a auzit vorbindu-se la curtea lui Verde Împărat. Astfel că este nevoit să pornească la drum. Pe un pod vede o nuntă de furnici. Se sfătuiește în inima lui ce să facă. Dacă trece podul, omoară o mulțime de furnici. Dacă merge prin apa învolburată, riscă să-și piardă viața. Totuși alege a doua variantă, fiindu-i milă de bietele ființe. Pentru inima lui bună, îi apare în față regina furnicilor, care îi dăruiește o aripă pe care îl îndeamnă să o ardă atunci când avea nevoie de ajutorul ei. Mai departe vede un stup de albine căzut la pământ. Văzând aceasta, le construiește dintr-o buturugă un alt stup de albine, îl dă prin flori, iar acestea se adună bucuroase în noua locuință. Drept mulțumire, regina albinelor îi dăruiește o aripă pe care să o ardă în cazul în care va avea nevoie de ajutorul ei. În drumul său, zărește un om care se pârpălea pe lângă un foc de 24 de străjeni de lemne și tot atunci striga în gura mare că moare de frig. Acesta îl recunoaște pe celebru gerilă. Văzând că râde, acesta îi spuse: râzi, tu râzi, Harapalb, dar unde mergi fără de mine, nu ai să poți face nimic. Replică în care o vor repeta toate personajele de acum încolo. Așa că îl ia pe lângă sine. După ce mai merg eu o perioadă, văd o namilă de om mâncând brasă de pe urma 24 de pluguri și tot atunci striga în gura mare că moare de foame. Își dă seama că acesta este celebrul flămânzilă și îl ia cu sine. Cum mai merg ei așa, văd o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă pe care umblau numai 500 de more și tot atunci striga în gura mare că moare de sete. Îl ia cu sine și pe acesta. Apoi Harapal vede o schimonositură de om care avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită, și când îl deschidea nu vedea nimic, iar când îl ținea închis, fie zi, fie noapte, spunea că vede cu dânsul până în măruntaiele pământului. După ce are și pe ochilă, căci așa se numea acesta, vede o pocitanie de om care se putea lăți atât de tare încât să cuprindă pământul în brațe, va putea să întindă mâna până la lună sau până la soare, prindea păsările din zbor și le mânca cu pene cu tot. Acesta era păsărlăți lungilă. Ajung într-un final tot șase la curtea lui Roș Împărat. Acesta, aflând pricina pentru care au sosit, îi îndeamnă să doarmă într-o casă de aramă. În ascuns însă, ordonă unei slugi să dea foc pe dedesubt casei pentru a se face scrum până a doua zi. Lucrul acesta nu se întâmplă, căci gerilă suflă cu putere și transformă casa într-un loc mai bun de dormit. A doua zi, Roșu Împărat îi invită la un ospăț, amenințând că, dacă nu vor mânca și nu vor bea tot ce este pe masă, îi va ucide. La această a doua probă, își intră în rol setilă și flămânzilă, care acum reușesc aproape să mănânce pe săturate. Nici de data aceasta probele nu se sfârșesc. Roșu Împărat îi spune lui Harapalb că, pentru a-i da fata, trebuie să o recunoască. El are la palat alături de fata lui o altă fată care seamănă foarte bine cu aceasta, dar nu este fiica lui. Atunci, arde aripa primită de la albină, care îi sare în ajutor. În momentul în care cele două fete sunt aduse în fața lui, albina se apropie de fete, iar fata de drept a împăratului, așa cum a prezis acesta, începe să se apropie, să se apere cu năframa. Împăratul îl supune la altă probă, nemulțumit de reușita lui Harapalb. Îl obligă să separe macul de nisip până a doua zi dimineață în două grămăjoare. Aici este ajutat de furnici, care acum reușesc să-și arate maestria. După această probă, Harapalb este pus să o păzească pe fată în timpul nopții, dar fata se transformă în turturică și se ascunde după lună și apoi la capătul pământului. Ochilă o vede, iar păsărlăți lungile o prinde și o aduce în dărât. Ultima probă pe care o are de depășit este să aducă smicirele sau crenguțele de măr
apa vie și apa moarte de la capătul lumii. Fata își trimite Turturica, iar Harapalb îl trimite pe calul său. Prima care ajunge este Turturica, dar pe drum, printr-un vicleșug, calul reușește să o deposedeze de obiectele magice și iese victorios. Nemai având ce să facă, Roșu Împărat îi dă fata. Pe drum, cei doi se îndrăgostesc, iar când ajung la curtea lui Roșu Împărat, fata îl respinge pe spân, dezvăluindu-i adevărata identitate. Crezând că a fost dat în vileag, acesta îi taie capul lui Harapalb. Fata ia atunci sumicelele de măr sau crenguțele de măr, le pune în jurul gâtului, toarnă apă moartă pentru a opri sângerarea, apoi apă vie pentru a-l readuce la viață. În acest timp, calul ia pe spân și-l aruncă în înaltul cerului, ucigându-l. Astfel, reîntors la viață, Harapalb își reintră în drepturi și se căsătorește cu fata lui Roșu Împărat. Sfârșit.